Eu am scris fiecare cântec de pe albumul ăla. Și dacă vreți să știți, tot ce a apărut în ziare e 100% adevărat. El era la volan. Cum a fost pentru voi întâlnirea cu povestea, în primul rând? Încep eu. Este o, într-adevăr, o poveste fabuloasă, pentru că oferă actorilor prilejul de a compune niște personaje cu adevărat grandioase prin faptul că au multe extreme. Și aceste extreme trebuie să existe pe rând în afișarea personajelor ăstora și să fie foarte sincere. Și să fii de la o extremă la alta sincer și plin de ce se întâmplă în povestea asta, e, cred, un scopul acestui, acestor partituri, să reușești să faci lucrul ăsta și, slavă Domnului, ne propunem de fiecare dată. Și uneori, cel puțin publicul ne primește călduros și merge cu povestea care este, la început, cel puțin, probabil bizară, pentru că e greu să te obișnuiești cu genul ăsta de oameni extrem de împăcați cu ei înșiși și într-o căutare disperată de fericire. Probabil că trăim niște vremuri în care ne complacem probabil în nefericire. Cred că este un spectacol important pentru trupa noastră, adică și în seara asta și în toate seriile mă simt foarte bine alături de colegii mei. Am încredere și, la rândul meu, sper că ei au încredere în mine, că sunt aici oricând să fiu în întâmpinarea oricărei probleme, dacă există. Și, în rest, dacă ajunge ceva la public, este și pentru că noi ne simțim bine, sau cel puțin ne place foarte mult musicalul, suntem patru actori muzicali și atunci întâlnirea cu Răzvan Mazilu a fost pentru toți, cred, un câștig și o mare, mare bucurie. Și de la spectacol la spectacol mă uit la colegii mei cum cresc și sunt tare, tare recunoscătoare că pot să fac asta. Eu despre spectacol ce să spun, este o bucurie. În acest spectacol am avut norocul să-l întâlnesc pe Răzvan Mazilu și să lucrez cu el ca actriță. Mi-am dorit de foarte multă vreme să se întâmple asta și mulțumesc domnului director că a făcut ca această întâlnire să aibă loc. Mă bucur că în acest spectacol am cunoscut-o pe colega mea, Cristina Danu, și am ajuns foarte apropiate. Mă bucur la fiecare reprezentație când văd maratonul actoricesc prin care trece Tudor, pentru că el nu e numai Hedwig, este și Luther, este și mama, el are impressions, ne duce prin toată povestea asta cu realmente un maraton. Mă bucur că m-am întâlnit pe scenă și cu colega Ana Ivan, care, deși la prima vedere nu are o partitură foarte mare, schimbările, transformările, încasările pe care le are pe scenă, de fiecare dată mi-aduc o lacrimă în colțul ochiului și țin să amintesc și de doamna Adriana Grand. La fel a fost o foarte mare bucurie să mă întâlnesc cu dumnea ei și scenografia pe care ea a creat-o aduce o autenticitate acestei povești. Este ceva diferit. Este un spectacol care se bazează pe câțiva oameni, dar care deschide un univers întreg și ne bucurăm de fiecare dată că, deși observăm oameni un pic contrariați, cum spunea Tudor, uneori începutul e un pic brusc, îi lovește pe oameni în plex, până la sfârșitul spectacolului toată lumea este cu mâinile sus. Și cu lacrimi în ochi. Sunt convinsă de asta. Și mie îmi place foarte mult că fac parte din acest colectiv și asta s-a întâmplat cu prilejul acestui spectacol și mulțumesc și lui Răzvan Mazilu că s-a gândit la mine. Îmi place foarte mult că este un spectacol cu muzică live, cu band live. Este o experiență unică în fiecare seară. Te simți place ca la concert, exact. Dar și ca la un spectacol extraordinar de teatru. Exact, le are pe toate. Suprem, exact. Îmi place că este un spectacol complex și nu știi unde te va purta. Începe, cum au spus și colegii mei, dar pentru fiecare este diferit, oricum. Și îmi place că există tot felul de
de stări și schimbări. Este un maraton și îmi face plăcere să fiu în spate, să fiu suportiv, să susțin, să fiu atentă pe orice se poate întâmpla, orice accident. Îmi place că am și momente în care pot să efectiv să mă bucur și să admir performanța colegului meu și colegii, și mai stau și mă întreb, oare cum face asta acum? Cum poate să o facă de fiecare dată așa? Este foarte drăguț. Și în seara asta chiar a fost un spectacol foarte frumos și un public foarte, foarte fain. Ce înseamnă pentru voi spectacolul Hedwig and the Angry Inch? Tot pe Broadway, dar tot în București. Păi, corect, corect. Da, trebuie să plimbați microfonul. Păi eu am spus, tot pe Broadway, nu în America, ci în București. Bun. Pentru mine a fost o experiență foarte frumoasă să lucrez cu Răzvan, cu oamenii frumoși din proiectul acesta, cu niște instrumentiști foarte buni. Cu Ciprian aici de față, cu Schijep și cu... Cristo. Nu Cristo. Cristo, Schijep. Da, Quang Yi. Da. Și, na, mă bucur foarte mult că fac parte din această echipă. Mm-hmm. Mulțumesc. Te rog. Deci cum? Schijep. E o experiență intensă, e un show... cu multe momente interesante, dar în principal pe forță, pe vibe, rock, glam rock-ul anilor 80-90, e o experiență care te electrizează, ca să zic așa. Ne place, de câte ori avem spectacol, abia așteptăm să ne revedem pe scenă și în personaje. Da, e o ieșire din zona de confort, clar, nu? Cu... stilul ăsta. Puțin, da, dar puțin. Fiecare am mai făcut chestia asta la un moment din carierele noastre și acum ne-am reunit în proiectul ăsta mișto. Spuneți-mi puțin fiecare așa despre repetiții și sunt curioasă cât au durat repetițiile, pentru că mi se pare un spectacol greu din toate punctele de vedere. Și pentru voi, te rog. Despre repetiții, ce vreau să zic înainte de asta, legat de anumite glume pe care Hedwig le face în spectacol. Eu prima dată când le-am auzit la repetiții, efectiv, nu știu, de fiecare dată când veneam să repet, el spunând aceleași glume, râdeam de fiecare dată, până și acum în spectacol. Și noi, în viețile noastre acasă, când mai vorbim pe Messenger sau când ne mai întâlnim în oraș, efectiv mai avem câteva replici din acest... Da. Cumva inside joke-uri, dar na, au rămas între noi. Repetițiile, când venim vorba de partea muzicală cu band, din partea noastră, nu au durat foarte mult. Nu știu, o săptămână, maxim două săptămâni cu ei. Ei au început cu mult înainte să repete. Na, am avut partituri, am s-a studiat fiecare, am venit, ne-am întâlnit, am cântat împreună și cam asta. Am pus la punct anumite cue-uri și pe care le dădea Hedwig. Na, și cam asta. Adică a fost ok. Da, puiule. După cum puteți vedea. Astăzi ești mai deschis ca oricând. Da.